Lansăm în consultare publică ghidul de finanțare pentru programul de înlocuire a parcului auto, Rabla. În anul acesta, în plus față de Rabla, avem o viziune complet nouă și venim cu o completare pe care o numim Rabla Plus. Rabla Plus pornește de la ideea că vrem să vedem pe șoselele din România cât mai multe autovehicule nepoluante. Rabla Plus, în 2016, acesta este numele programului, va avea două componente. Rabla clasică, deja cunoscută de populație, prin care românii pot beneficia de o primă de casare pentru achiziția unei mașini noi, câtă vreme își casează autovehiculele vechi. Și această extensie nouă, partea de plus a programului, prin care stimulăm achiziția de mașini electrice fără obligativitatea populației de a casa un autovehicul personal. Cei care vor să aleagă o mașină care nu poluează deloc, beneficiază de la fondul de mediu de două tipuri de etichete. Un ecotichet de 5.000 de RON pentru achiziționarea unui autoturism electric hibrid și un ecotichet de 20.000 de RON pentru achiziționarea de mașini 100% electrice. Pentru partea de Rabla Plus, suma alocată este de 75 de milioane, deci per total întregul program beneficiază de o alocare financiară de 220 de milioane de RON.